Salutare Armata Hodl, uitați-vă aici la știrea asta. Da, video ăsta este despre Shiba Inu. Știu că sunt mulți dintre voi care au speranțe, care au investit în acest proiect și vor să scoată profit. De asemenea, știu că sunt mulți dintre voi care detestați acest proiect. Și adevărul e că ambele tabere au dreptate. Shiba Inu a făcut profit frumușel pentru unii și aveți așteptări ca să facă și pentru voi. Și cealaltă tabără, da, n-are nicio utilitate, e un shitcoin și nu se știe dacă vreodată va face ceva. Dar faptul că vor să-și întărească echipa cu un fost dezvoltator de jocuri de la Apple spune ceva despre acest proiect, despre intențiile lor, cel puțin. Că dacă vor reuși sau nu, rămâne de văzut. Însă acest motiv, faptul că vor să-și întărească echipa cu oameni cu experiență, care au lucrat la companii mari, mă face să țin de tokenii care i-am, să nu-i vând. În niciun caz nu o să cumpăr. Și nici nu vă sfătuiesc pe voi să faceți asta. Bine, acum dacă vreți să cumpărați, n-aveți decât prețul, este destul de jos și investind 10-20 de dolari o să cumperi câteva milioane bune de token. Dar personal nu aș cumpăra. Am câteva milioane și o să le țin acolo. Și asta este unul din motivele care mă face să le țin. Chestia cu Shiba Inu e așa. Publicitatea o are. Dacă găsește și utilitatea, s-ar putea să ajungă la un nivel destul de bunicel încât să-mi permită să vând ceea ce am pe un profit considerabil. Cine știe, rămâne de văzut. Dar v-am zis, faptul ăsta că lucrează la metavers și că își întăresc echipa cu membrii de valoare, cu membrii care au experiență în gaming, mă face să țin de acest proiect. V-am zis, nu să cumpăr, dar nici nu o să vând exact din acest motiv. Și înainte să închei, repet, video ăsta a fost un video neutru, a fost ca o știre, așa, o informație pe care am găsit-o despre Shiba Inu prin site-urile unde mă mai informez eu despre cripto. Cei din tabăra care urăsc Shiba Inu, nu trebuie să aruncați cu reproșuri în mine, frate, v-am zis, e doar o știre. Cei din tabăra care iubesc Shiba Inu, fiți rezervați, nu vă entuziasmați prea tare datorită acestui fapt. Nu se știe ce se va întâmpla pe viitor, nu se știe dacă Shiba Inu va supraviețui acestui bear market în care se pare că sunt numai bine. Vă aștept la următorul videoclip și de asemenea vă aștept pe grupul de Telegram Armata Hodl. Dacă vreți să vorbim acolo despre proiecte, despre cripto în general, găsiți linkul pentru grupul nostru în descrierea acestui videoclip și în secțiunea de comentarii. Numai bine!